Uite-l, mă! Tata e, hai! Hai, că sunt bine arătat, băieții! Wow! Astăzi mergem la Justin acasă, împreună cu toată armata asta, să vedem ce se întâmplă. Doamne ajută! Bine v-am pregăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi am revenit cu noutăți, pentru că astăzi s-ar putea să-și facă apariția cel mai probabil Petre. Câți dintre voi mi-ați spus să-l mai aducem pe Petre în serie? Știți acel copil mic care era în seria de Mariusel și l-am lăsat în celălalt oraș împreună cu tataie? Ei bine, astăzi să-și facă apariția. Bezea, vedem că doarme, nu știu care e treaba pe acolo, care este situația. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade de Mariusel pe viitor pe canal, să facem multe, multe like-uri înainte să începem episodul. Am câteva chestii să vă anunț înainte să începem. Legat de mașina lui Bibi, că vreau să-i luăm o mașină lui Bibi, o să vreau să-i luăm special pe 14 februarie. Pe 14 februarie o să vreau să facem un live mai întâi pe Trovo. Știți că e cu Valentine's Day și așa. O să vreau să facem un live pe Trovo în care o să-i cumpărăm cadou o mașină. Și o să apară și pe YouTube undeva următoarea zi pe 15 februarie cel mai probabil. Așa că dați un follow pe Trovo ca să fiți pe fază, pentru că data viitoare de Valentine's Day vreau să-i cumpăr lui Bibi o mașină și am nevoie de ajutorul vostru să alegem ce mașină. Așa că nu îi facem astăzi cadou, îi facem data viitoare luni. Ok? Deci luni pe 14 februarie vreau să facem treaba asta. Ok? Încă o chestie mai am de anunțat. Dacă nu știați, oferim la un concurs de Funny Moments această tastatură super mișto de la Kiris, Aludra TKL. Foarte mișto tastatura. O oferim la cei care știu să facă cel mai mișto Funny Moments pe Discord. Vă duceți la secțiunea concurs tastatură și aveți aici toate cerințele. Sunt foarte ușoare. Pur și simplu trebuie să postezi un Funny Moments cu Mariusel, să-l pui pe YouTube și după să te înscrii pe formularul ăsta foarte, foarte simplu pe Discord. Și da, mă, cum te-am zis. Vreau să vând casa, ce zici? Vreau să vând casa? Ce zici asta, mă? Să... Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Să mă iei. Mamă, dar sunt bune roastea. Sunt de floarea... Floarea... Trandafirului, nu? Ai zis că vrea să vindă casa? Trebuie să închid și da, da. Hai să ne trezim și noi, guys, că ar fi cazul. Că cred că ai și din balamale. Ma... By the way, ne-am mai luat și noi ghiozdană când l-am mărat de mult. Mamă, dar cât bagă... Unde faci, da? Bagă semințe, bă, nu se joacă, zici efectiv că sunt aia care sparg semințe în fața blocului. Uite ușa aia, chiar că ușa, măti. Mă, ce se tot aude așa, mă? Ce face să mă mâncau aici, gura voastră? Tu cura o să mânță? Bă, dar în casă, mă? Bă, oprește-te, mă, nu mai mânca, bă, oprește-te, mă, duceți-vă în față, să speriați lumea că îți mânca semințe, dar în față, nu aici, în casă. Scuze. Dar de ce sunteți îmbrăcați de fapt ar fi ultimii cocare? E gata, mai manc. Bă, gata, băi! Ce vrei, mă? De ce sunteți îmbrăcați de fapt ar fi ultimii cocare? Păi tu crezi că noi am fost fraieri, mă? Am mers iar la casino. Deci, să nu te-au că vorbești doar cu șef acum. Ați fost la casino și ați mai pierdut și azi bani, nu? Cred că nu știi câți bani am făcut. Nu vezi cum suntem îmbăcați? Nu vezi? Mai ales lantul ăsta. Văd lanț cu no cap. Ceva... Ceas... roșu, cred că e fix ceva. O curea de asta... Gucci, cred? Dar pare zici că e totul la din bazar, nu știu. Efectiv, nu stai liniștit. După... Aveți mai eu de 15 lei pe voi? Nu știu care e hazul. Nu, gata, calmați-vă, hai ușor, ne calmăm ușor. Dar bă, bune acum, unde e luxul? Că nu așa te îmbraci dacă ai bani. Băi, luxul băi. E... Ce vrei, să stau la costum în casă? Nu, mă, nu, nu. Dar nu-mi dai și mie atunci, ia dă și mie 2 milioane. Stai. Am în bancă. Ai, bancă, aaa. Ia, mă, da, mi-ai dat, mersi. Ești tare. Ce vreau. Mi-a plăcut de tine, da. Uite, ăsta de pe mână. Mi-a mai luat și în spate. Mână. Ce părere ai? Ăsta de pe mână e 2 milioane, ia uite-l. A, ăsta de la tine din mână? Da. De pe mână. Ceasul ăsta, nu? Cel meu e.
Tu 3 milioane. Da, 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 suntem șmecher odată, mă, nu mai zi nimic. Da, mă, da, suntem șmecher odată. Bibi, pe aici? Bibi? Păi nu era cu... Bă, Bibi... Vezi că m-am... Cum era, mă, cu mine, că m-am dus... Mai că te pișeam, mă. Mi-era silă să mă duc și m-am pișat în pat. Da, lasă că... Mă, Bibi, unde s-a culcat? Da, eu cred că mă cacă în sufragerie. Bă, unde cred e că mă nu, no, hai, gata, cred că nu vă mai duceți. Cred că nu, hai că ne calmăm și noi un pic, băiți, hai să ne calmăm. Întrebarea mea e unde e Bibi, că era sus când m-am culcat. Întreabă. Întreabă-mă să te întreb, hă? Puteam să jur. Unde e, mă? Ia stai puțin. Ce, mă, e nevasta mea? Unde cumva? E Bibi, mă? Și nu știu. Unde-i Bibi? Ei, lasă pe aici, numai muște, numai astea. Pă, bune, bă. Zici că stăm în ghetou să mor eu. Miroase la sărăcie aici. Și cred că... Mamă, Iisus, acolo... De ce vine? Putem mai apișiat. Pă, nu știu cine s-a apișiat. What? Ce aveți, mă? Mă... Bă, nu-i sărăcie ea. Ia stai, mă, că nu cred că m-am uitat eu bine, stai puțin. Se duce spre... A, bă, lasă-mă cu sărăcia ta, mă! Nu mai cu sărăcie cu ăsta. Băi, ce foame, mă. A! Unde erai, mă? Mâncați așa, din ora nu erai acolo. Erai aici, în cameră? Nu știu. Păi acolo nu erai. Mă, tu... Că se minte cu noi. Mă, tu, mă, e la mișto. Vinem cu astea în brațe. Mă, ești pe mine în brațe când... Păi, ce-o lasă pur în basic. Da. Vezi că ai ceva în rugby. Așa ziceam și eu. Încă o dată că nu mă... Nu te supera? Nu, 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 nu mă super, hai. Bă, ce faceți, mă? Bă, vrei sandwich? Vrei sandwich că am luat baghetă. Și o cuțitul. Aia e cumva lopata aia care am folosit-o de plină de... Nu... Nu, pa, 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 pa. E ok. N-am putut din să-i dau un pumn, dar e, las că nu strică. Mamă, ce ți-a că le-am dat? Mamă, ce ți-a că le-am dat? Mă, nu, 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 nu! Mă, ar trebui să vină Petre astăzi, sper. Petre cu tataie. Cred că sunt la showroom aici să-și cumpere mașină, cred. Pe bune? Au mutat showroom-ul? A, da, nu știu. A, ia, fii antenă. Hai să ne interesăm ce mașină îi place. Sunt foarte antenă. Hai să ne uităm la showroom-ul ăsta dacă e nou. Da, da, Vitale, v-am spus că vreau să-i cumpăr o mașină și hai să ne interesăm ce mașină îi place. Bă, arată bine. Hai, vină cu aici. Hai să ne interesăm ce mașină i-ar place ei. Bă, da, arată mișto showroom-ul ăsta aici, nu făcut. Sim. Chiar arată interesant. Ia, hai să mergem să vorbim pe aici. Ia uite ce au aici. Uite ce volan. Ce? Mam. Ah, da, e șmecher. Uite, îți place audio ăsta? Da. Dar ție ce marcă îți place ție așa, că nici nu știu. BMW. BMW? Bă, mă vezi. Îți place BMW-ul, a? Da, îmi place BMW. Fată, de cartier, direct, ești nebun. Bă, mă vezi, îți place. Bine, mă. Da. Ia vină cu aceea, păi să pe aici. Uite, motoare, uși. Da. Chip aici. Dacă vreau să zic, poți să-ți pe aici. Ce e ăla? A, pe aici nu-i nimic, e doar așa, aici că nu o să fie o lansare. Doar așa, de... La mișto, gen. Ia uite, uite BMW-ul! Au BMW-ul! Da, ce BMW-ul îți place ție așa? Dacă... Ai vorbit. Ce, cum e că am vorbit? Eu te aud, gen, dar nu știu. Ha? Nu știu, bă, știi BMW-ul ăla care te-am... L-am furat eu atunci, l-am furat. L-am găsit atunci și am mers cu el acasă, ăla îmi place și mi-e chiar rău de tot. Ăla pe care l-am găsit și l-am furat? Care a mers eu că nu l-am furat. Ah, ok. Adică încă îl mai am, da. A, îl mai ai? Da. Ah. Tu ne zici, cum te mai simți cu sarcina? Ai mai avut ceva simptome? Te doare burta, grezuri, ceva, nu? Nu, e momentan e foarte bine.
momentan. Și sper să rămână așa. Mm-hmm. Cum să rămână așa, da. Hai să vorbim cu beatul ăsta, că vă găsită cu spatele la noi. Domnul! Ia zi, mă auzi? Lamborghini, Marcel! Lamborghini! Ce ai spus? Lamborghini? Da. Aha, îți place Lamborghini, nu? Da. Eu înțeleg că îți place, că și mie îmi place, dar e bine, ce pot să zic. Ia uite, uite-ți la pe aici, Model S. Yamaha, da, Lamborghini, da. Huracan, Spider ăsta? E da. Lejer, 90 de milioane. Ha, Nissan Skyline, ia uite. BMW, uite. BMW, ia uite, bă, mă vezi. Mamă, cât costă asta, uite, mamă, cât costă motorul ăsta de la BMW. Cred că mi-a ajuns pe ziua de azi, la când ne-am uitat la prețurile cred astea. Cred că te-ai uitat prea mult. Mamă... Ce ai zis, mamă? Mă auzi? Da, te aud. Hai, mamă, merge. Mamă, l-au pus-o. Eu te aud pe tine, ce crezi? Și te și vedem. Ah. Bă, ia ieși un pic de aici, să-ți dau niște bani câștigat. Yeah. Cum ies aici? Bă, Marcel, am dat stang. What? Da, unde e asta? Eu nu știu unde e. Frami. Hai pe aici. Unde e Frami? Oh! Așa, vină cu aici. Patron, ia zi. Fii atent. Vezi că-ți fac transfer pe telefon, da? Adevărat? Ce darnic ești? Da. Zi-mi și mie. Dar voi unde ați fost? IBAN-ul tău. Voi unde ați fost până acum? Bă, a fost să le luăm banii de la Zino. Un cadou de la Ambi. Zi-mi IBAN-ul tău. Dă-te de aici, bă, Benny. Nu, vină tu, stai că ți-l scriu aici. Că el pe telefon aici. Așa. Adică îmi dau cadou ăștia în mașină, ești bun? O să vreau să-i luăm un BMW. Deci ați notat, guys, BMW ar trebui să-i luăm data pic, viitoare. E că îmi place BMW-ul, aparent. Stai. Mi-a dat 10 milioane? Păi ești nebun. Sau greșit? Vezi că ți-am transferat. Ce ai făcut? Uite pe telefon. Ți-am transferat. Uite pe banc. Stai puțin că văd că nu se... Nu vedeam bine, ia stai puțin. Câte zerouri sunt acolo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 100 de milioane? Voi sunteți nebuni. Da, 50 eu, 50 el. Tu unde ai... Da, uita... Câștigați de noi la casino. Roșie, neagă, roșie, neagă, neagă. Ia zi, asta să ții minte de acum încolo, nu? Păi noi așa am jucat. Păi nu, mă, fii atent aici, am mers amândoi cu 10 milioane și am jucat decât unul dintre noi. Am făcut 50 de milioane, după am dat, am pus all-in de vreo 3-4 și am avut noi și am câștigat și am făcut două alte bani. Păi și nu v-au dat aia afară că n-am văzut cât ați câștigat? Nu. Aia care ne-a dat bani e strâmba așa puțin față. E strâmba un pic așa. Păi cred și eu că strâmba. Adică e fosilă să ne dea, dar... Nu știu, mă gândeam să-mi iau și eu mașină, că eu mai am încă vreo 170 de milioane, cam așa. Nu știu, mă, dar mai ați făcut, domnul, ești nebun. Da, mă, da. 100 de milioane! Păi, doamne, da. Sper să-i folosesc cu cap, ce pot să zic. Și că poți să-ți fii cea mai scumpă mașină din oraș. Asta o să fac eu acum, hai. Bă, eu nu da, știu dacă eu. Ar trebui să... Bă, dar, adevărat, vezi că-ți cad pantone de pe tine. Mie? Da. Lasă eu că când am bani pe mine așa se întâmplă. Normal, am buzunarul greu. Pula. Doamne. Marcel. Da. Hai, mergem. Am primit bani. Ai primit bani? Da. De la cine? Nu știu. Am primit bani, mi-a dat un mesaj pe telefon că am primit 20 de milioane în cont. Piauzi. Ia veniți pe server, guys, da. Că le dau la ăștia bani. Uite că scrie aici. Trebuie pe server. Poate, într-o bună ziua, să am și un BMW. Hai. Poate. Momentan umblu cu aspiratorul, până atunci, hai. Poate frigiderul după mine. Mai Marcel, dar ce e ăsta? Ia vin încă. Ce e ăsta din mijloc de aici? Tu ce crezi că e? Ia spune, întrebare pentru tine. Ce e? Păi zi tu ce întrebare ce pentru tine, nu, asta. Ăsta mare, ăsta, dar e ce e ăsta? Ăsta. Nu știi da. Ce e ăsta. Spune ce e. E un radiator. A, da? Da. Mersi că mi-ai zis.
Uite, o zic și eu, asta e o ușă. Este greșit. O portieră. Wow. Am fata deșteaptă, mă, ce unde să mă... Unde e, un garaj pe aici? Aici, aici, nu. Adevărat, ți-ai luat bolid? Ia, stai, mă, o, ce și-a luat ăsta, vede. De unde a dat ăsta, mă, borâs de bani nici de mă? Unde e garaj? Aici, ne-am luat bolid. Asta nu, nu, asta e de VIP. Nu că... Te vezi mașina asta din dreapta? Fix de asta mi-am luat. Da, mă, e frumos. Mă, am primit notificare. Eu cred că ceva se întâmplă cu contul meu bancar. Ceva e ciudat cu contul meu bancar. Mă. Chat? What? E de la un prieten de-al meu? Bă, băiatul. Da, 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 zi. Câți bani ai dat pe mașina asta, băiat? Păi eu nu știu cum să spun, dar e ceva de 100 de milioane. Da, da, da. Cumpăr 3. Da, mersi, Camil. Lejer. Mamă, ia uite. Ai nitro? Da, are nitro. Oh, frumos, frumos, mișto. Ai mașina cu Bezea, frumos, frumos. Mua, cine și-a la mașina asta? Ai al Frederico? Da, și ca lui Bezea. Da, s-are și Bezea. Păi nu știu, l-am văzut. Da, stai că e cineva în ea. Wants to sell a Geras price 1 euro. Ce șmic e. Ci că vreau să-mi vând ce pe 1 euro. Las. Foarte rău. Bă, ce dai mă cu ștergător așa? Avem un pic geamul murdar. Parbrezul. Eu uite cum îi face, bă, ești nebun? Fâs, fâs. Zic că e pronto. Unde-i, mă? Dar unde s-au fugit ăștia, mă? Unde au fugit ăștia? Nu știu. Ți-i mașina cu 4 locuri? Păi o să iau mașina cu 4 locuri, un BMW cu 4 locuri o să vreau să iau. Dar nu astăzi. Poate vin și ăștia prin oraș, că ar trebui să vină. Cine? Să-l sun sau nu pe tataie. Tataie? Mhm. Păi și Petre? Păi pe tataie ar trebui să fie cu Petre. A, da. Ai gândit-o. Vrum, vrum, vrum. Cred că ăla i-a fost Mati... Bezea. Tu la Justin ca sa iusi asa nu. Mama, ce azi da ture pe aici asa. Cu bolidul lui foarte șmecher. Bar trebuie. Bar trebuie sa mai ne ducem la casa lui Justin. Poate vedem pe acolo. Păi și el sau noi? Da, pe zea cu astea. Unde naiba se duc? Eu nu inteleg. Că dispare asa, nu zic absolut nimica. Tu ai numărul lui? Ia. Yeah. Da, cred. Bă, pe zea. Unde ești? Hai ca-l sunam eu. A, am înțeles. Îl sun eu. Îl sun eu. Mi-a confirmat, prin tăcere mi-a confirmat. Alo. Mm. Unde ești, mă? Acum vin, așteptă-mă la casă, bine? Bine. Mă aștept, da? Da, te aștept. Ok. Nu știu dacă să mă duc la casa lui Justin, guys. La început de telefon pe server și YouTube? Care e asta? Ia uite, mă, mâncați aici. Ce zici? Bună! Mamă, ce bună! Bună, mai spre prima dată nu te-am recunoscut, dar după părul ăsta cum să nu te recunosc, ești nebun? Părul meu de sirenă. Bă, ce bune, faci? Sirenă, voiam să zic, dar am zis să fiu drăguț. Ce fa bine, păi ce faceți, de unde ați furat astea? Stai liniștit că le-am cumpărat, băi. Bă, deci voi chiar aveți bani mulți rău de tot. Dar credeți că nu ar fi bine, înainte să vă cumpărați așa ceva, n-ar fi bine să ne cumpărăm o casă? Uitați-vă în ce stăm. Ba da. Păi, ar fi bine. Pentru că când eu îmi cumpăr o mașină, îmi cumpăr ca să rămân pe zero, îmi cumpăr ceva și să mai rămână și bani.
Păi să văd cum cumpăra și voi o casă, că uitați-vă în ce casă stăm. Nu, mașina nu se poate dormi sau cum? Cum adică? A, voi dormi? Ce? Cum să dormiți, mă, mașina? Păi se dă scaunul pe spate și aia e. Tu dormi bine la hotel? Da. Zi lui Bibi, ce să zici lui Bibi? Da, vine de la hotel. A, zici de că am trezit de milioane? Dar ce sunteți, mă, îmbrăcați așa, ca cum v-am văzut? Ce nu-ți place? Tu arăți ca un boschetar, el arată mult mai bine decât tine. Da, vezi, mă, ți-am zis. E aceeași îmbrăcăminte. Ți-am zis să-ți pui pantaloni. Uite ce ai pe cap! Uite ce pantaloni ai! Ești un papuci! Uite-te la ăsta, că-i cad pantaloni de pe el. Bă, zi, îți plac mașinile? Bă, dacă îmi plac mașinile... Mi se pare că am strâmbe la roți. Da, liniștit că e, sunt toate. Au ajuns ăștia sau să aibă mașini mai scumpe decât mine. Bă, da. Poți să dau o tură cu ea? Dă-i, dacă o zgări, știi cum îți rup picioarele? Eu o să o zgări. Dacă o zgări, îți rup. Nu mă cunoști. Hai, bagă, du-te. Fii atent aici. Mă auzi? Vezi că acolo ai pe bord, vezi butonul la X și ai și butonul alt. Să nu le apeși. Bine? Ok. Nu le-a apăsat. Ok, merge. Ia stai puțin că sună telefonul. Alo? Alo? Tataie? Ce ești, mă? Ce fac, mă, tataie? M-auzi? Păi eu. Da. Aolo, stai așa. Nu prea te auzi bine, stai, mișcă-te puțin de unde ești, că nu prea te auzi bine. Adică, gata, gata, acum te aud, te aud, te aud bine. E greu la aeroport, e greu. Ești la aeroport? Aoleu, ce? Nu, sunt în oraș. Ai ajuns în oraș deja? Ești în oraș? Da. Păi, credeam că vei să te iau de la aeroport. Ești cu Petre? Te sun că ieșim afară să vii. Ok, hai. Poți să te îndrept, dar încet, nu te grăbi. Ok, gata, mă, nu mă grăbesc. Hai. Ceau. Mai are un pic o suflare și moare moșu. Și că o suflare și moare moșu, auzi și tu. Băi, asta ne mă... Mamă, dar ce se duce mașina asta? Te-ți gata? Bă. Da, mă, nu am dat nicio tură. Da? Acum. De acolo pe bord ai butonul X și butonul alt. Să nu le apeși, ok? Te arătezi doar, hai. Da, dacă apăsi tare nu se duce tare, nu? Nu apeși, tu nu apeși pe butonele alea, hai, du-te. Da, 3, 2, 1 și... Mamă, cum faci, ești nebun? Wow. Ok, bine. Da? Auzi? Da. Re. Da, tata e zi. Nepoate. Da. Alo. Mă auzi, bă, tata e. Opre, da, te aud. Zi. Hai. Vin la aeroport? Hai. Gata, mișcă, hai, mișcă. Gata, ești cu Petre? Haide, e Petre? Ești cu Petre? Haide! Gata, hai că vin. Da, zi, sus sau jos? Jos. Jos? Jos. Bine, hai, ceau. Hai. Wow. Părere mașina lui Bezea? Se aude, zici că a spart toba. Mă, dar cum alunecă, frate. Mamă, dar nu ia virajele deloc, uitați-vă puțin. Ai de viața mea. Nu-mi place deloc. Ai, dă capul și de zile mele. Uite ce ți-a făcut la ea. Că ce s-a făcut și de fața cu mine. Cum am făcut, mă? Ce am făcut? Că nu am făcut nimic. Tu vezi nimic. Și ei pe la aripa stângă? Unde? Unde mă? Nu văd nimic. Unde mă? E țiplă, ești nebun. Ai văzut? Eram aproape să zgâri acum când am făcut, dar n-am zgâriat. Dă-i și mi-o tură cu mașina ta. Păi nu ți-am făcut nimic la mașină. Da, de ce să dai o tură? Hai să mergem la aeroport că a venit Petre. Bine. Tata e. Sper că e și Petre. Hai. Hai la aeroport. Dă-te, băi, de aici. Da, tu de ce te uiți cu mine? Da. Aia zic. Ups.
Iarăși mai pot să conduc mai... Nu, vedeți că trebuie să-mi dau un restart la creier. Pe bune? Da. Hai, du-te mai repede. Doamne. E de drift? Cum dai tu? Da, e de drift. Nu știu, dar e cam nașpa, părerea mea. Nu-mi place că face drift. Nici pe mine, mi-mi place că mai bine se ține a mea și e și mai rapidă, după părerea mea. Adică hai să vă arăt ca o comparație. Baby, urcă! Băi! What? Băi! Mașina băga mea și gura. Ești nesimțit! Ești nesimțit! What? Are propulsor? Voi ați văzut cum am făcut? Bă, are propulsor la mașină, ăla e nebun la cap. Ce mă place? Ce mă place? Bă, are propulsor la mașină, ești nebun? Ce mă place? Ce te place, mă? Ce te place? Ce te place? Bă, tu ai propulsor la mașină? Uite, mi-arată că are ștergătoare și el. Nu, ăla nu e ștergător, mă. E, nu. E fâs. Bă, vreau și eu să fac așa. A mea nu face așa. A mea... E mega rapidă. Se manevrează super bine, dar nu are sunet. A mea e pe mute. A mea se manevrează super bine, dar e pe mute. Mașina. Da, dar noi unde mergem? Trebuie să așteptăm. A? Unde mergem? Unde mergem? Trebuie să mergem la aeroport. Dar să-l așteptăm pe domnul Frederico să vină. Hai, mai vine Frederico sau? Da, mă aștept. În aerodare? Ba da. Nu te grăbește nimeni. Bă, ia lasă-mă și pe mine, mă, să văd și eu cum funcționează. Bă, ho. Oh my god. Tata e. Da, mă, tata e, stai puțin că ajung greu, e trafic. Mai nene, păi mă doar chișarile. Ia un loc acolo pe bancă, dar nu mi-ai spus. E full, e full. Dar nu mi-ai spus, e pentru cu tine sau nu? Este, mă, este. A, e cu tine, bun. A, e aici în stânga mea. Bine, hai că vin acum. Hai. Hai, mergem? Da. Hai să văd care vă ține, să ajungeți repede. La aeroport. Dă-te, baby, La aeroport, hai. Hai, probleme cu capul. Unde să mă dau? Tot eu ajung primul, fiți antenă. Tot eu ajung primul. Mamă. Tot eu ajung primul, lejer. Da, tocmai spui în parcare. Plus tata e. Ia uite cum se duc. Păi dacă ești la mașini cu de drift, ia uite cum se duc. Wow, Eti Play de 300 ne-a donat aici elixir, thank you. Wow. Nu mă place. Cine nu te place? Azi nu mă place, nu că, adică nu contează. Ce-i femeie? Nimica. Doare doar două locuri așa, e cam greu. Da. Bă, sunt curios să văd cum arată Petre. Înainte, ia stai puțin. Înainte, crezi că s-a... Crezi că s-a schimbat așa mult sau... Ultimul puradel, cred că e. Tot la fel de mic, nu? Da, bine. Bă, teoretic n-ar avea cum să fii mări chiar așa de mult. Da, sunt curios de voce, dacă i s-a schimbat sau ceva. Și eu sunt. E Mickey Mouse 2, când era mic. Mickey Mouse 2? Avea, mai știi cum avea aia de SpongeBob? Da, acum e Mickey Mouse, nu mai spun. Ia mai să vedem. SpongeBob. SpongeBob direct, ești nebun. Ce mic e! Ia uite-l! Ia uite-l, mă! Tata e, hai! Mamă, ești nebun? Ce fac, mă, tata e? Ce zici, mă? Da, ce zici tu? Ia veșele, acoperea maică-ta. Mamă, dar ce s-a schimbat vocea, ești nebun? Păi normal, că m-am mai mărit și eu. Sunt mai mare acum. E ultima dată de când nu ne-am mai văzut, m-am schimbat și eu. Pe mă, tata e, ți-ai luat. Bă, dar ce i s-a îngroșat vocea, ești nebun? Și ți-ai luat mic de-asta? Da, mi-a cumpărat maică-sa lui nepot. Țes.
Ia uita si pe asta. Știe asta să conducă, nu-i glumă. Da, știe să conducă. Mamă, dar ce veste de... Seara. Din coș mecher ai. Ce faci, mă? E de la Nike, măi. Oh, salut, salut. Tu, ciu, te-ai mai tu la Dani Costi sau? Da, da. Te tunde unui problemă, gata. Pă, gradiță la mama. A, e bine, e bine. Uite, fac cunoștință cu iubita lui Fred. Bă, ce a dovedit? Mi s-a schimbat vocea? Prea voce groasă la Amir. Ăsta, Amira. Prea voce groasă? Copilul care o joacă are anii lui, ești nebun. Cum e îmbrăcat bejea. Cum adică nu-ți place tataie? Ce-i în capul tău, mă? Ți-a schimbat vocea, mă, rău de tot. A fost la Dani Costi. Dar vorbește, dar vorbești mai gros acum sau încerci să-ți greșești vocea acum cu noi? Asta e vocea ta pe bune? L-am făcut. Bă, dar tataie, unde l-a stuns, mâncava și? L-a tuns eu cu ciobul și cu toporul. L-ai tuns, ba, din păr, ba, l-ai făcut așa. A, de mă, că bine. Vezi că sus un pic are... Da, mă, uite, e fil curcubeu. Bă, Bezea, vezi că ai căciula pe urechi. Doamne, zici care... Da? Da. Bezea, vezi că ai căciula pe urechi. Da, ești frumos, da, da. Da, da. O, nu cred! Ia, vină-mi cu ace, Petru, vină-mi cu ace, vină-mi cu ace. Nu cred. Fii antenă ce ghiozdan are omul meu. E adevărat că mi l-ai luat pe al meu? Că de la de când eram mic? Da, da, normal. Ia uite-l, mă. E exact ăla pe care purtam și eu când eram mic. Da, mă, e cineva. Bă, exact ăla pe care purtam și eu când eram mic. Exact identic. Semen cu fractul, bă, m-am murit la amândoi frizerul. Cum, bă, la el, uite-te prin părți, pe el l-a luat, uite-te prin părți, că e luat. Ia uite-te, ia uite-te la tine în părți, să fim serioși, că mai am pișit să faci coadă la spate. Eu am plete, el, uite că e tun scurt. El e tun și nu-ți, tu ai purici acolo între părți. Tu, Petre, cum ești, mă? Cum, ce mai faci? Cu ce te ocupi? Îi patinează buricul ăla, uite. Băi, dă-mi o chiflă în burtă, băi, că-ți patinează buricul. Metre. Bă, uite-l pe ăla, vine cu... Oci, o... Dai, bă, dai! Ia-o-te cu... Bă, dar-mi vine să te mănânc, mă, cât de mic ești. Dă și mie, eu, ce-i asta, mă? Pită, dă pită, mă, să mănânc. Vezi că dacă îți dau mă, iate... Dra, Dani Coste. Ce dra... Păi... Ce urât se vorbește. Nu. Haide, mai mergem. Dar, băi, nu știu, dar mi se pare doar mine sau așa, sau a devenit foarte serios acum, Petre? Băi, stai, una, doi, câte mai ești? What the fuck, bro? Nu mai ești așa de energic cum erai înainte și am prins să ești obosit. Nu suntem 8 și avem lucruri de așa. Băi, a fost drum lung. Da, a fost drum lung. Nu mai obosit. Avionul, e obosit rău. E un copil, calmează-te. Eu deja m-am obișnuit cu către țărea. Nu, du-te, sură, du-te acolo, puțin, că v-a să urceau. Zi-mi. Soctai pe ăsta mișcă deja. Am pus tambărații. Nu știu, mă. Mâine, păi mâine. Bă, băieți, ce vorbiți mai aici? Bă, ce sunt Messi, Golasos. Băi, îți faci și prin cladat. Bă, mă, dacă nu, pute dau lopată în cap. N-ai. Blue baguette. Si. Bă, dar ce se tetură, să știi. Adevărat. Ce mai faci, Bibi? E morfezor. E tu? Dar asta, îi moare creierul, ce se... Hă? Moare creierul? Mie? Ce? Pescai căciul pe urechi, vezi. Mai zice nimica. Apare căldura mare. Bă, Petre, dar ești tare tău și nu mai zice așa nimica. Ești vechi. Cum are 12 ani? Bă, nu știu, bă, câți ani are, dar are... Ce ai mașină șmecheră? Tesla, da, alea. De-astea, știi de mașina asta? Bă, ești nebun, dar tu chiar te știi... Bă, tu ce... Bă, tu... Mă, tu te-ai maturizat rău de tot de când nu te-am mai văzut, pe bune. Te-ai maturizat rău de tot. Păi m-am mărit. Te-ai mărit, da, dar la spam ești chiar așa. Te-ai mărit la cocoșel, ai zis? Cum? Te-ai mărit la cocoșel? Și aia, da. Aia e partea a doua. Progacică ceva ți-ai tras și tu? Nu-i momentul încă. Nu-i momentul încă? Poate m-a ajuns tu să-mi fac. Ai vrea să-ți faci o iubită? Păi nu știu, poate m-a ajuns tu. Ce conduce tata e? Nu știu, mă. Treci pe astea. Haide, mă, ce facem, unde mergem? Păi mergem la munte, zi. Mergem să ne urcăm pe munte, să luăm acolo un zi. Unde, pe Ciliat, cu mașina asta? Da. Băi, ești nebun la cap. Păi, baftă. Hai, că vreau să merg să-i arăt un pic zona, dacă... Bine,
Hai. Că mergem pe ciliat. Tu aveai gagică la vârsta lui? Nu mă, dar vreau să văd dacă ce părere are și el așa de o gagică. Ai mai avut vreo tangență așa cu vreo fată la școală? Tu te-ai ținut de școală, nu? Ești ok cu la școală? Care e treaba la școală? O, duc bine, note mari. Ce note? Fără nicio absență. Fără nicio absență? Bă, s-a pus tataia bine pe tine, la mine maica mea nu mai zic nimic. Aaa, dar nu ți-a fost mă dor de maica mea? Da chiar, unde e? Ia, vine și ea, vine și... Pune-l pe Petre că ești tată, să-i spun că sunt tată. Bine, poate, ce frâne. Ar trebui să-i spun că sunt tată? Nici nu știu. Bă, Petre. Da? Tu mai ții minte cât de enervant erai când erai mic? Nu știu, da. Tata te țineai mic. Tataia s-a ținut de mine tataia și... Păi nu știu mă, dar a făcut din tine pușcărie aproape, adică nu știu, cum ai fost până acum, te-ai mai distrat și tu, ai mai făcut, știu, ceva, jocuri, ceva, joacă, distracție, ceva. M-a pus tataia la muncă. Adevărat? Te-a pus la muncă? Păi se vede mă că te-a făcut... Din dosul. Ce te-a pus să faci, adevărat? O sapă să dau. Nu cred. M-a învățat? Nu cred. Mă bune? Da. Zim tot acum direct, că se vede că ți-a făcut ceva, că nu mai ai nimic de viață în tine. M-a pus la sapă. Da? Au mers el cu tractorul, n-am văzut și eu cum mergea. L-ai văzut cum mergea cu tractorul, nu? Da. M-am urcat și el, m-a pus în brațe. Aha. Uh-huh. Și mergeam cu el cu tractorul. Este-ți bine, mă, n-am ce zice. Mi-am trăit viața. Da. Eu uite mă pe ăștia, pe nebuni ăștia, să nu faci așa în viața ta. Că uite, așa o să ajungi, vezi? Ia uite. A, uite, să nu faci așa ca el. Bă, Frederico, nu prea așa. Nu-i nici sanul de tine. Da, vrei să facem o liniuță? Da, hai. Hai, deci până la secția de poliție, da? Până la secția de poliție. Până la secție, bine, hai. Deci fii atentă, stai puțin. Mamă, dar cum visau motoarele la mine, n-am motoare, boys. Hai, 3, 2, 1 și... Păi voi aveți nitro, mă? Bă, voi aveți nitro, mă? Bă, ăștia au nitro, mă. Hai, că e clară treaba. Wow. Ușor. Ăștia au nitro, mă. E zi că stată? Bă, Petre. Da. Mai spune, ce ți-a făcut tataie? Ce ți-a zis să faci? Mi-a pus sosul la te. Băi, asta am înțeles, da, am înțeles, dar în rest... Păi ce-am zis? Ce te-a pus să faci exact, în afară să dai cu sa... M-a dus la școală, m-a educat frumos. Păi am văzut că te-ai educat, dar înțeleg că să facă pușcărie din tine... E, nu pușcărie, nu exagerez. Dai seama că exagerez un pic acum, nu lua așa rău. Băi, dar note bune ai, ai zis? Wow! Da, am, tu foarte că bine, ești, bine. Tu cred că o să ajungi... Dai seama acum, cu foarte bine. Hai de puțin, deci tu ești clasa a 4 acum? Acum, da, sunt clasa a 4-a. Și clasa a 4-a? Cineva să facă o matematică, câți ani are? Câți ani? Mamă, stai puțin. O să nu cădem. Stric mașina aia. Băieți, hai să o văd. Da. Sunteți bine, mă? Da. Vă țineți bine să ne ducem pe aici? 10 nu vezi ce mașină am. 10, 11, câți ani are mă ceat? Matematica după ceat. Scumpe, d-alea. 10 ani? 10, 11 ani pe acolo. Te pot rostogol cu Tesla aia ta. 10, 11 ani. Da mă, acum ai explicat de ce are vocea asta. Că ăla are jantele în spate. Vă dați seama cum să fie ăsta când o să fie mare? Dar bine puse. Bă, vă ține mă balamalele să urcați cu asta? Nu. Nu vă ține balamalele? Zima nu. Nu. Nu mă. Hai că vă țin bana mea, îmi pare rău. Haide mă, Mariusele. Cât prinde Tesla asta? Tesla asta maxim 255. Dar de unde știi tu de Tesla? Că văd că ăștia ai recunoscut drept. Am văzut și eu pe telefon, pe televizor. Mi-a luat tataie telefon. Mi-a luat de la iPhone. Mamă, bă, dar s-a băgat la creație tataie să te crească pe bune. Te-a făcut om. Ia uite. Ia că-i las eu pe deștepții ăștia în fața mea. Hai în fața mea, hai să te văd. Ia uite mă pe nebuni. Hai pe Cilia să vă văd dacă știi să o casă. Am văzut că e vreo 3 secunde. Ia uite cum se duce. Ma. Bă, este nebun.
Păi nebun. A, îl mai ții minte pe Bezea? Mai ții minte? Mi-aduc ceva aminte de el. Un prieten bun de-a tău. Da, bun, rău de tot. Ideea e că... Uite, e nu mai zic. E nebun rău de tot. Asta, ai grijă de el, da, e ăsta, din spate. E nebun rău de tot, ai grijă. În preajma lui, ok? M-am văzut. Dar chiar, Justin, ce mai face? Mă, Justin. Bă, Justin, am întâlnit... Hâța. Da? Hâța. Da, da. Mă, uite bucurea asta. Hâța. Eu ce nebun ești, mă. Adevărat, mă, deci tu n-ai mai avut nicio... La școală nici o fată așa care să-ți placă? Nu, că mă gândeam că mă înveți tu. Că, na, tu ești cu d-astea. Eu sunt cu d-astea? Nu, știu. Ți-a zis tataie că m-am căsătorit? Așa, i-a zis. Am aflat de la el. O să-ți mai zic o chestie, dar... Când ajungem sus. Deci știi că sunt căsătorit, ești nebun? Iartă-l pe ăla în spate. Ăștia nu-s capabil, mă, să orice ce-a făcut, mă? Unde au dispărut ăștia? Uite-i, mă! Mamă, ia uite-te! Haide, că urcă, dă-i! A luat carnetul la populeți! Dă și liadul! De unde a luat carnetul? De la Bufăleci? Nu, e de vină mașina, că ei au vreo mașină de-asta, au vreo mașină de-asta, acum să-și răsune. Ia uite. Mamă, cred că o să aibă consumul de... Mamă, ia uite cum îi fac suspensiile. Rope. Ce-ai, mă, că te urcă fără să te respire, ești nebun? Rope pietrele astea. Vezi, să stai tu mai departe, să nu-ți vină o piatră în geam, să-ți spargi parbrizul, doamne. Nici nu respiră Tesla asta, ești nebun? Wow. Cât mai e? Uite, frate. Băi! Uite, frate! Bă, ăștia-s nebuni! Hai cu metri! Ia, să vedem. Hai că sunt bine arătată, băieții. Wow! Stai puțin. Mamă, bă, ești nebun, ce frâne are. Doamne, un pic am accelerat-o, uite-te unde am ajuns. Petreci bine? Ce-ai făcut, Marius? Bă, suntem câte. Ușor, mă. Băi. Băi, chat. Ține-te bine un pic, că s-ar putea să ne chinim un pic. Mamă, dar un pic am accelerat-o, ești nebun? Oh, aleo, mamă, frate, cum se duce asta? Ține-te bine. Mă țin. Și... Bine, mă, Marius, e. Ia uite pe ăsta. Ce zici, mă? Bă, ce zici, mă? Ce, mă? Bă, stai în spatele meu, doamne, să nu stai în față. Să nu stau în față? Bine, hai, stau în spate. Bă, dar cum s-a dus mașina aici? N-am să zic, dar cum s-a dus? Noroc că e, are centru de greutate foarte jos și nu prea e greu să răstorn, știi? Ne duce. No! Adevărat, că iau la pas. Ia să pun și aici o să la treabă. Op, 2, 3, 4. Eu uite-l pe ăsta, ce viteză așa la... Băi, cum e tre, ce faci, mă? Îți place? Hop, 2, 3, 4. Are! Are! Hai și tu, Marisele, pe jos. Pune o să la treabă să faci... S-a dus, bezerăță. Au, căcat. Găcat? Nu e chiar atât de știut. Ca în excursie, cum mă ducea doamna profesoară. Hop, 2, 3, 4. Hop, că am obosit. Hop, că am obosit. Hai, mă, urcă sus. Hare. Urcă, mă, sus. Hare. Nu, pe jos. Hare.
O pauză. Hai sus! Hai, Petre! Hop, 2, 3, 4, hop, 2, 3. Haide! Și... și sus! Hai, Petre, hai! Ăsta vorbește cu el la persoana a treia, hop, ce pana mea, mă! Bă, că s-a schimbat, ești nebun! Ah, m-am obosit! Nu vrei să urci? Hă? Nu vrei să urci? Hai! Gata, m-am obosit. Hai, urc. Stai că nu prea știu cum mânerul. Trebuie să apeși pe ăla. Apeși și tragi. Am să aude musca. A. Gata, hai că merge. Dai. Doamne. Sper că e în regulă. Tu făceai dasea când e... Aoleu! Făceai dasea când erai mai mic? Da, făceam. Excursii dasea pe munți? Eu când eram mic, nu mai zic nimic ca ce făceam. Făceam nebunii de astea care le fac oamenii mari, dar eu nu prea, să nu faci ca mine, când era, să nu faci ca mine, oricum. Ce am făcut eu nu e bine. Să știi bine. Deci ce am făcut eu, să nu faci ca mine. Să nu faci ca mine. Unde? Hai pe aici. Hop. Hop, 2, 3, 4. Hop. Hai pe 3. Ui, ce slab. Ce faci, mă, unde ești? Bă, vin acum cu GTR-ul, fii atent, dai încredere că ți-l urc. Stai acolo sus. Vii? Ok. Vin. Vin, hai, să văd. Bă, deci, Petre este băiatul Mirunei, împreună cu ăsta, Bueno, nu-i așa? Bueno cu... Mamă, dar astea sunt bine, mă, sau? Mamă, cum se vede totul de aici, ești nebun. Hei, tări. Da, am înțeles. Bă, deci acum știu de ce e așa de serios. Mai țineți minte cât de chef, puțin chef de viață avea Bueno așa în principal? Bă, de aici îi se trage lui Petre. Ziceți voi de nu. Mai țineți minte cum era Bueno, nu? Pare așa, un pic așa cu... Vorbea serios. Bă, acum am tras o concluzie, bă. Mă auziți, mă? Da. Tu, Petre... Știi ce s-a întâmplat cu tatăl tău, nu? Care? Care? Adică... Tata Bueno? Da, Bueno, tata Bueno. Mai ai unul? Da. Să știu. A, nu tata e, nu tata e. Da, știu. Morim, da, morim, că morim. Nu mai râdeți de el, că e și el. Încă e destul de mic, dar acum știe multe pentru vârsta lui. Bă, păi, eu acum mai știu, mă, de unde îi se trage ție de ăștia așa mai serios. Și Bueno era la fel. Ziceți voi, de nu era serios așa Bueno. Era, da, bă, da, sau toate astea, știi, era foarte serios. Cine? Bueno. Zii tu, nu era serios Bueno? Nu era serios așa, era ca el. Ba, pare. Ba, da, ba, da. Seamănă cu el. Da, mă, da, da. Era, era. Ia uite-i, mă. Bravo, mă. Da, mă, da. Ușor, bă, ușor, că nu te-a pus nimeni să te urci aici. Înapoi, înapoi. Ai parcat-o când, perfect. Când, bro, da. Bă, tot. Vezi că arăți. Bibi, ești ok? Bibi? Da, mi-a dat copilul peste cap. Ești ok? Da. Ești bine? Pare un pic supărată. Mariusel. Nu, nu. Mariusel. Nepoate, ce zici, mă? Păi, vezi. Am auzit că transferiște bani în contul bancar. Mariusel! Am auzit că transfer bani în contul bancar. Că mi-au intrat bani în contul bancar? Nu, 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 că am transfer mie. A, că-ți transfer... Păi, abia am primit. Păi, hai, hai. Hai, că-ți da. Asta locația mea la tine? N-am. Mă, tata, am auzit că ai făcut pușcărie din copilul ăsta. L-ai pus ce la sapă, l-ai pus la sapă, mi-a spus. Mi-a spus că l-ai dus ăsta, cum îi spune, să facă treabă cu tine, cu tractorul, cu toate astea. Ce mă, așa? Așa mi-a zis. Că de-astea așa se răuște toate astea, că asta mi-a zis. Că, nu, ia, ce frășeară, băi? Era ok să zic sau nu era ok să zic? Acum cam târziu. Lasă, lasă, lasă. Bă, dar nu mai minți, Petre. Toate, dar eu de urcat am urcat, de coborât. Haide, haide. Bă, dar, pe bune, ce-ai pățit? Am auzit, când ai?
Da, îți dau imediat. Imediat. Hai să vorbim cu Bezea. Imediat o să zici până mâine. Bezea, dar te-a mâncat o nevăstuică? Ce te-a atacat atât de arăți așa? Da, frate, că Bibi e intactă. Da, pe bune, Bibi, viața mea. Copilul peste cap, da, Bibi. Haide, mă, că... Ce copil? Ce? A, deci, Petre, Petre, hai, hai, vină puțin, Petre, să... Nu, Petre, vină puțin. Dog. Vină puțin. Petre, hai să-ți povestesc, că e complicat. Ce să-mi spui? Deci... Vine-o încoace să zic. Știi? Ușor, ușor, nu, nu, nu-i nevoie să, nu, nu-i nevoie să sar, vine încoace, vine încoace. Știi tu? Ce? Viața e ca o gâscă. Știi? Și există... Urcușuri și coborâșuri, uneori, știi? Da. Uneori mai cazi, alteori te mai ridici, uneori mai apare un copil, alteori nu mai apare un copil. Ideea e că eu m-am maturizat destul de mult de când ne-am văzut în ultima dată. Am soție acum, nu mai am iubită și pe lângă că am soție, am și un copil. Da. Nu știu. Serios? Da, am... în momentan nu... Tu vorbești serios? Uite la mine. Liniște... Băi, 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 ușor, ușor, băi, 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 ușor, băi, cu metri, cu metri, cu metri, ușor, ușor. Cu metri, ușor. Cu metri. Ușor, ușor, că nu e nimica... Eu vorbesc serios, gen, dar cam nu este, că nu e nimica rău. Adică eu o să fiu unchi de la vârsta asta. Gen. Cam așa ceva, dar... Mai e până... La 10 ani? Mai e... Mai ai un pic până la... Și gen e născut sau? Ha? Nu, nu-i născut, tocmai... Nu, nu-i născut, nu-i născut. Ai, tocmai asta a zis, da, de asta a zis că... Și când o să apară? Stai puțin, că cred că trebuie să-mi pun pe ochii, stai puțin. Ce, până la cine văd? Da, ce mă, voi ați văzut aia? G-Shock. Ce? Să vedem? Platina pe dinăuntru. Am văzut-o, mă, am văzut-o. Unde era, că n-am văzut-o. Hai să coborâm de pământele ăsta cu ăștia, o iau razna. E de la OZN-ul ăla care mi s-a părut că l-am văzut. Am auzit că Tesla are jocuri pe tabletă. Da, are. Da, dar trebuie să stau pe loc ca să te poți juca. Lasă, mergi. Când ajungem acasă. Suntem toți? Da, cred. E una vorba. Hai, urc eu, cobor eu primul? Mergi, mă. Cobori tu primul? Nu, dă-i tu primul, hai. Da, ușor. Ușor. Ha? Da. Ai ceva de mâncare, de băut? Da, ți-e foame? Da. Da, merge să luăm ceva de mâncare. Am vrut, stai. Da? Alo? Shit. Ești ok? Ne poate, ne vedem jos la stradă, da, da. Bine, hai, ne vedem jos la stradă. Pa. Uite, deja s-au luat-o în față, ești nebun. Of, Doamne. Și faceți nervi lui Bezea. Te omor. Mă. Noi trebuie să coborăm. Petre, ține-te bine, că noi trebuie să coborăm cu mare atenție. Ești ok? Mă doare la burta. Te doare burta? Mi-e foame, mi-e sete. Mă, gata, gata, hai că mergem, gata, mergem să te... E normal, eu sunt obișnuit să nu mănânc o grămadă de timp, dar te înțeleg că tu ești în creștere și trebuie să mănânci. Mergem acum să mănânci ceva. Mamă, uite cum poți să sar aici, tu vezi? What? Doamne, cum e drumul ăsta de munte? Cu cine mai vine la munte vreodată? Oh my god. Ușor, ușor. Ce ai, mă, că-s profesionist? Știi că acum doar bagă energie în mașină, adică merge efectiv singură? Da. În momentul de față nu pun deloc accelerație. Deci efectiv deloc. Hai te vezi și acum ea frânează, uite. Ea merge efectiv cu frâna aia, a ei. Am văzut că pe YouTube, pe lasea acum. Am văzut că des la coase. Te vezi pe YouTube? Da, da.
Păi, mi-a luat acolo, opa. Da, că am fost așa un pic mai. Ma. Ai funde să se. Nu cred că pe aici trebuie. Mai puțin. Unde trebuie, frate? Trebuie să o luăm tare? Ce zici? O luăm, dă-i dăm tare? Ușor, ușor. Sau? Hai, dă-i, să vedem. Dacă murim, aia... Nu muri, mă, că se ține bine mașina. Băi, mașina asta e n-ai, nu o dai! Are bani băiat, că îl duce capul din banii grămezi. De nu-ți vine ca să crezi. Uăleu, Matei, ce Fabian, faci? 20 de euro, cu ce faci? N-am mai primit o donație pe Timestream de când eram mic, copile, ești nebun? What? Mamă, și 20 de euro. Bine, mă, ce să fac, ești nebun? Bă, calmați-vă, mă. Bă, ce-a fost asta, mă, ești nebun? Tu unde a venit asta, mă, ești nebun? 20 de euro și așa. Așa. Cu ce faci? Bine, boss, tu ce faci? Ce random a fost, ești nebun? Wow, mersi mult de donație, apreciez foarte, foarte mult. N-am mai primit donație pe bune de o grămadă de timp pe Timestream. Da? Bun? Alo? Alo? Auzi? Da, te aud. Unde ești, boss? Vino aici, Blaine, la benzinărie. Să le zici la ea, da? La care benzinărie? Okay. Din Blaine aici, acum intri în Blaine din benzinărie. Ah, ok, bine, bine, hai. Ok, baf. Hai după mine că l-am găsit pe ăsta. Vă stau la după partea cealaltă. Hai da, acum unde mergem? Acum mergem acasă. Trebuie să vedem dacă dăm de maica mea. Vreau să văd reacția ei, sunt curios. Când te vede, că ea nu știe. Și mie doar de ea. De ce simt? Cred că am ajuns pe mine. Nu. Nu, n-am ajuns. Chiar am crezut că am ajuns pe mine. Are bani băiat, că îl duce capul din banii grămezi. De nu-ți vine ca să crezi. Încă 20 de euro de la Matei. Băi, care ce face treaba? Bezea? Ca să văd dacă ai văzut ce face Bezea? E Bezea. Nu știu ce. Ai văzut ce face? Here comes the money. Încă uneori, ți-am donat 20 de euro și nu a apărut. Au adunat toate, au apărut toate, mă, Mateiu, au apărut toate, ești nebun. Doamne, ce se întâmplă, mă, ești nebun? Păi! Care-i casa? Stați puțin că primesc mesaje că-mi intră bani. Haide, stă banii aia, mă. Ce naiba? Cred că e pe live. Dar ești gros aici la tataie. Crezi că e pe live? Numai că e pe live. Dar unde e pe live? Nu-l văd. Scrie da, ceva în chat, să dau și un grad. Care-i casa? Că nu vreau să intru la vecinul, poate... Vine-o cace, vine-o cace. Hai să-ți prezint casa. Hai să-ți prezint casa. Că o... cutie de... Aaa, deci îmi dai sin, tata, ne poate... Nu te-am văzut, nu te-am văzut. Gata, tata, stai să dau și ție banii. Scuză-mă, tata, e, dar sunt mega fraiște. Vezi că e casa lui Bezea asta și a păcat și mașina înăuntru. Ce e asta, mă? Lasă-mă cu vrăjeala asta. Păi tata, tu nu vezi că tu trebuia să-ți poate chestii la garaj, mă, dacă era casa ta. Am parcat-o și eu acolo, că am... Mama, la vecinul, nu? La garaj. Îi dăm și unul tataie 50 de milioane, că avem bani. Sau ai cât îi dăm? 20, 30 de milioane? 30 de milioane îi dăm unul tataie. Așa. Ce mai faci, mă, băgirea? Stai că mă sună telefonul, stai. Ce e bine, tataie? 30... Ce-mi cumpăr de 30 de milioane? Habar n-am, nu știu, vezi? Vezi că e mult, tata e. Alo? Alo? Oh, exact de tine voiam să dau. Unde ce ești, faci, mămică? Uite, în casă, tu. Ești în casă? Da, da. Ah, suntem fix la intrare. Hai că venim imediat. Bine, hai, ce, ce? Papa. Uite, m-a sunat. Ce-am dat, din mășcă? Ah. Petre, stai aici. Vino pe mine, vino pe mine. Petre, vino pe mine. Tataie, tataie și Petre. Tataie și Petre. Tataie, tataie, tataie. Bă, bă, maica mea e în interior. Hai să-i facem o surpriză, ok? Ce face? Îi facem o surpriză lui maica mea să-i vedem reacția. Hai, veniți pe mine, veniți pe mine, veniți pe mine. Bine. Vă unde tataie, trebuie să punem într-o zi o să la treabă să le reparăm.
Motocicleta aia, bicicleta, ce-o fi. Aici, stați aici. Sau, e ok aici? Da, că merge. Hai, stați aici. Stați aici. O chem aici. Stai aici. Hai că mă duc eu pe un... Mirona. Să gândesc de ce reacție o să aibă. Bă, dar Matei. E Matei pe aici pe chat? Ne-a donat pe bune. Băi. O, bună, mamică. Bună. Ce faci? Bună. Uite pe maică. Mamă. Bagi burger în tine, mamică. Bagă în tine burger, mamică. Da, bună. Dar unde ai fost bună de dimineață? Că nu te-am văzut. Bună. Nu era aici. Bună. La... Bună. La, voiam să vând pe... Da, n-am găsit. Producător. Ce? Te-ai puțin la ochi. Ha, 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 ha. Ce-am puțin la ochi? Da. Dacă se dă refund, mai bine nu dăna. Fitu. Ce-a puțin, Marisel? Bă, mamică. Da. Mi-a puțin că puțin cu Super Carole, cine bun? Am o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Cu Super Carole. În afară de ăștia că și-au luat niște mașini de... Mișto mașini, cam puternice, cu gume în roți. Au câștigat la casino, au câștigat bani mult rău de tot. Cât ați câștigat? 200 de milioane. Urmează acum. Jumate la mine. Exact, asta așteptam să zic. Adică de ce? El a el bani, el a el bani, el bani. Chirie, chirie. Păi i-am dat lui 100 de milioane, cadou. Hai, dă-i aici. Ce, ce, ce? La capul familiei trebuie să-l dai. Oh my god. Trebuie să-ți dau bani. Da, da. Oh my god. De ce o gugașă în ghiuvetă? Taci. Așa, așa, bun, bun. Yeah. Hai, bagă, bagă. De 3 milioane. E bun, mămică? Da, da, mă hrănesc cu ei câteva zile. Vrei să vezi tu mașina? Mașinile, de fapt? Haide, vine-mi cu aici. Hai, vine-mi cu aici să-ți arăt. Hai să vedem reacția. Are băia, are bani mulți rău totul ca idee. Mi-au cozit și pantaloni de la Matei. Zona grea să te pline cu bani. Ia uite aici mașina. Ia uite, mămică, ce părere de mașină. Ce părere de mașină? E a mea? Nu, nu e a ta. Gen, uite, frumoasă, tablă rezistentă. Da, da, ai intuit ușa. Nu, nu, nu începeți, nu începeți, nu începeți, vă rog, nu începeți, gata, stop. Nu cred că ai o pâine în mână. Vrei pâine? Deci eu nu cred că ai o pâine în mână. Vrei o lopată? Ai o lopată. De unde l-ai luat? Că vreau și una. Este secret. E lopată? Eu vreau pâinea aia. Nu, pâinea aia mea. E mulțumită. Mămică, vină cu aici, lasă pâinea, mămică, că am ceva mai bun pentru tine. Am o surpriză și pentru tine. Vrei să simți pe pielea ta? Nu, 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 nu. De petre. Vezi că ai rămas cu băgă, cu mână. Da, da. Ia uite-l pe tata. Ce zici, măi? Bine, tu? Ce bine, bine. Uite, până la auto pe gunoaie la mai văzut. Mamică? Ce? Nici-o pe tine. Da. Petrișor! Bună, mami! Ce faci? Bine. Petrișor! Ia păi, Petrișor, băi! Nu, dai, nu, 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 mamă, ce-a dat-o, bă! Bă! Ce faci, Petrișor? Fiantă! Câte iubire fals! Mă, mămică, tu știi cât de deștept s-a făcut Petre? Păi era și înainte. Era... Ce faci? Mai devreme ai citit cu noi. Ce frumos e! Ce mai frumos decât tine, Marisel? Are un boschet în cap. Uite ce păr am. De la Dani, de la tataie, pardon. Tataie, tu l-ai tuns așa? Da, 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 da. Cu ciobul și cu topor. Nu mai tunde așa niciodată. Tataie Costi, burim. Ia uite ce chestia n-am. Tataie Costi. Ooo, e rucsacul vechea lui fratitul. Da, e rucsacul meu. Mai ții minte? Da. No. Dar uite-te și tu ce freză are. Pe l-a dus la tuns. Ia uite cum arată. Oh, ce mai faci? Ai mâncat? Ești bine? Și tu ai probleme la funduleț? Fizi, dacă vrei merge în camera să te controlezi. Nu, 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 nu. Tataia a avut grijă de el? Da, da. No, deci tataia l-a făcut pușcărie. L-a trimis la școală, are note bune, are fără absențe, dar ideea e că... Așa, da. Ideea e că l-a pus la muncă o grămadă. Here we go.
tataie mi-a pus. Tataie, vezi că poate ne supărăm și doar pe el. Sunt foarte confuz. Sunt foarte confuz, Matei. Explică și mie. Dacă cumva tu vrei să-l pui la muncă să faci bani pe el? Doamne ferească, Sfântul, așa ce-a crecat, să înțeles greșit amândoi. M-am învățat tataie să dau cu sapa. Da? Da. Deci l-a pus la muncă, l-a pus la muncă cu de toate, ești de bun? Păi dacă avem nevoie, trebuie să fie forțos. Ia, ce frumos e copilul meu. Ce se aude? No. Las că iasă că ei sunt acolo împreună cu treaba lor. Hai, hai, lăsați-i pe acolo. Hai, lasă că sunt cu treaba lor acolo. Hai, Petrișo, zi mai multe. Te-ai făcut iubită? Nu, am zis că mă învață Mariusel. Fix el. Puteam să joc că are pe Bibi. Nu scuzați. Tu nu vezi că are deja are 18 ani și copil în burtă. Poți să mâncă-i bebele. Și care e problema? Da, da. Că n-am... Zici aici țigani. A, acum la culiș. Bă, vede pe mașina, băi! Bă, vezea. Ai doar 18 ani. Suntem cam în plus, e bine de familie. Ai doar 18 ani. Da, unde-mi e mașina? Auzi? Cu tine vorbesc. Nu strâmba. Eu? Nu strâmba, nu tu, Petrișor, nu cu ce-am tine, făcut, n-am ce-am nimic. Ce-am făcut? Costa mare. Ce-am făcut? Bă. Nu, lasă-l, ce-i cu el. Deci să ai grijă cu fratii tu, da? Îl duci la școală în fiecare zi, dacă n-ai grijă de el, tu la... Bă, că nu știu dacă... Deci, bă, ce? Ce aveți, mă? Și ce faci, Petrișor? Bă, ăștia sunt nebuni rău de tot, nu știu ce nebun. Ce frumos ești. Bă, ăștia un nebunii, mă. Dar trebuie și ție un tricou roșu. Un tricou roșu. Băi, nu pe tine, mă, nu pe tine. Lui îi plăcea galben, că așa putea și galben, mai știa aia cu SpongeBob. Da. Hai să-i prezentă camera, unde doarmă? Bine, hai. Aoleo, dar noi n-avem bloc de respirat, ești nebun. Ia stați puțin. Dorm în baie? Măi, eu s-ar putea să am o casă. Măi, eu s-ar putea să am o casă, da. Adevărat, ce am nevoie. Doane, cred că o să schimbăm canalizările. Petre, cum te-am învățat, schimbăm canalizările împreună. Da, da. Ai văzut, mă. Tu cu stânga, eu cu treapta. Așa zic, vezi, om care mă ajută, nu bă, ăștia. Ce ăștia? Da, așa, că-ți dau cu la baguette de franțon în cap. Doamne, sunt nebuni la cap, băieți, bă. Bă, Petre, uite care e treaba. De controller. Deci, de controller. De Xbox, cred că. Da, uite, vezi care e treaba? Aici este zona de living. Avem bucătărie, avem niște arme de airsoft. Tricoulul Messi. Avem aici, ai să mor, încă mai miroase. Încă mai miroase. Nu. E o baie acolo, dar e o baie. Vă protejezi eu la noapte. Oh, băga asta la chiloți. Hai, vine cu mine. Deci, așa, Petrișor. Și vine să să-ți arăt că ai treaba. Petrișor, ți-a intrat ceva în funduleț că mergi așa? Nu știu, cred că... Să sperăm că nu ești ca frate. Ce hua? What? Adică ce, mi-am intrat de obicei ceva în fund? No. Aolo, shit. Ce-s cu chestiile astea? Aici să ne spui, Arusel? Ce hua? Ce ho-ho! Bă! Bă, Marisel! Uite, Marisele! Marisel! Du-te la fratii tu! Uite, Marisel! Bă, da, mă, Bezea! Unde-i sorta? Zumi, de fapt. Sor mea Zumi? Nu știu niciun. Zumi, da. Ce doare? Dar nu-i iubită ta! Te înșeală, băi, Bezea, te înșeală, gata! Nu știu niciun, n-am mai văzut-o după. Auzi cu un norișor ceva. Aoleu. Ce? Să mor familia mea. Dați-mi mesaj lui Zumi pe Instagram, spuneți-i când mai vine la Bezea, dar tu n-aveai la Bezea. Dați-mi mesaj lui Zumi pe Instagram, când mai vine la Bezea. Uite. Unde e, mă? Ce sorta? Frede. E în fața ta. Ah, bă, unde e, mă? Scuze, credeam că nu mă vezi. Ce? Sorta. Ah, sorta? Păi... Prima dată era cu mine mașină. Băi, pe cea, bă, cum o cheamă? Mira.
Da. A, da. Sora ta. Da, bă. Da. A, nu, nu știu. Eu credeam că vorbeai legat de Zumi, mă. Și de Zumi, zic. E negru și ai din aceeași mamă? Da, în fine, nu mai contează. Nu e, e... Zici că au născut-o și tu cum fii la cum are. Adevărat, adevărat, are păr albastru. Maricel! Da! Du-te la fratii tu în camera acolo, la calculator. Sta să uită la filme. Mamă, ce... Hai, lăsăm în pace să se distreze. Ce cântă de nebuni, mă jur. Cântă la chitară, nu știu ce face. Bă, asta e o cântă de nebuni. Scrie în casa, imediat. Eu știu, bă, oh my god. No, I fuck it, done this game. Hai, ședință de grup, veniți aici. Ia, hai, că... Clasa. Ha, mă, ho, ce ai? Vreau să fac bine și tu acum, tu ce faci? Bine, dar vreau și eu să știu cum îl cheamă pe prietenul ăsta. Până auzi, mă, Alex! Mă minți. Dar de unde știi tu că te mint? Mi-o, mi-o, mi-o... Ai prieten? Cum adică, Sheldon, cum vine asta? Ai tu un prieten, Alex, care el ne lasă pe noi și să stăm la... Da, în casă, nu? Da, nu, am și da, eu, am da, ce să vă zic și am eu. Am ultima oară mi-ai zis, pre... bă, mi-ai zis că nu-l cheamă Alex ultima oară când mi-ai zis de prieten, tău acum îl cheamă Alex. Nici nu mi-am zis un nume. Ba, ai zis. Nu, ce nume am zis? Nu mă știu ce nume am zis. Ai fost, auzi? N-am zis un nume. Ai fost Bibi la el acasă atunci, când ați dormit acolo? Da. Și cum îl cheamă pe prietenul ăla lui? Nu știu. Zi, mă. Nu știu. Tu, mă iubești. Nu știu cum îl cheamă. Ha, deci, descund, el te-a dus la prietenul ăla. Cică Alex și tu veneați făcut cunoștință, nu? Zi cum îl cheamă. Nu știu cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Imediat îmi treci pe maică ta ala cât porți. Zi cum îl cheamă. Dar adevărat. Ce? Bă, zic că nu-l supărăm. Care mai e treaba cu tia asta? Nu ne supărăm, dar să știm și noi dacă vorbim cu el. Cu metri! Mă omorâți rău de tot, îmi vine să dau alte F4 la viață. Aoleu, n-ai cum. Cine te ține? Mă lăsați și pe mine să vă explic, vreau să vă fac un bine, să nu mai stăm în cutia asta de chibrituri. Bine, zi. Vreți să veniți cu mine la o casă pe care o am? A unui prieten și să stăm acolo, da sau nu? Aoleu, ce... Băi, eu vin, da. Vreau să știu cum îl cheamă pe prietenul tău. Justin îl cheamă, mă! Justin? Da! Aoleu... Da, Bezea noi, cred că stă mai... Stați aici, mă, dacă nu mai vrei să veniți, stați aici, mă duc să stau acolo. Să-i vandalizăm casă. Vin și eu cu tine. Da, da, veni și noi. Veni și noi. No, deci îmi bat piciorul, dacă vă faceți șuste pe acolo... Eu vin să stau ca oamenii acolo, pentru că... Are piscină? Nu știu dacă e nici măcar acasă. Da, că am sărit-o în ea, ce? Bine, hai că venim și noi. Bă, la modul cel mai serios, dacă faceți ceva acolo, mă supăr pe voi. Nu, mă, ești de bun la cap. Noi? Mă supăr pe voi. Da, toată ziua mă dau la piscină. Nici nu o să mă vezi. Nu o să ai treabă cu mine. Eu vreau să fie casa în regulă și să fie tot în regulă. Bine, hai că vreau să-mi iau mașina. Și eu. Mă doare capul. 5, 4... Mă duc mai... Sperăm să nu fie acasă. Acum rugați-vă să nu fie acasă. Mai ușor. Păi și Petre. Ia-l tu pe Tai, ia-l tu pe Petre. Nu, vină tu Petre. Și că nu te duce cu ei. Unii zic du-te, unii zic spune-i, unii zic du-te. Chat, n-ai cum să-mi pași pe nimeni. Așa că uitați-vă la episod și gata. Nu mai scrieți atâtea chestii, ok? Doar uitați-vă la episod. Vă rog eu mult. Mulțumesc. Stai mai distrat să-mi pun ce... Gata. Dă-i. Așa. Când e de întrebat să vă întreb ce facem, cum facem, vă întreb. Hai să vedem. Sperăm să nu fie acasă. Sper doar să nu fie acasă acum. Sper că Petre a găsit o mașină cu maică-mea și tot. Vere, dacă nu schimb mașina aia, ți-o schimb eu pe viață. Dacă nu schimbi mașina aia, n-ai o treabă cu condusul cu mașina aia, pe bune! Mă scuzați. Se șterge de praf, voi vedeți că se șterge de praf? Hai mai dai. Doamne, mă doare capul, chat. Cred că este cu scandal. Mergem acum. Astăzi mergem la Justin acasă, împreună cu toată armata asta, să vedem ce se întâmplă.
Doamne ajută. Vrem să nu fie acasă acum. Ne place scandalul? Al treilea război mondial? Dacă e acasă. Mai întâi mă intru eu să văd dacă e. Vă dați seama că nu sunt așa de prost. Mai întâi intru să văd dacă e acasă. Sper să nu distrugă ceva sau să dea foc la ceva. Am trăit și am vedea acum ați venit ce se întâmplă. Dar doi era în sfat de casa? Trebuie să credă că e aici momentan. Mă duc să văd dacă e cineva acasă. Stai aici, da? Spune-le că mă duc să fac rost de cheie, da? E. Bă, ăștia... Tu vreau să zici s-au dus, bă? Da. Să dau și eu un telefon. Stai că chiar maica mea. Da? Sunteți pe drum? Da, ne-am pierdut. V-ați pierdut? Unde trebuie să ne întâlnim ca să vă iau? Suntem... Stai că îți dau locații, îți dau locații pe mesajul ăsta. Dăm locație, da, da. Asta e casa, mă? Da, trebuie să mă duc să fac rost de niște chestii, stai puțin. Stai aici, unde e bezea? Aici. Vă rog, mă, conduce și voi mai normal, vreți să vă ia poliția, frate? Bă, eu mi-am pus filtrul de aer și a luat o razna, eu ți-am zis, rămâne aprins. Hai, mă, duc să fac rost de cheie. Hai. Mi-a dat mesaj. Mă descurc cu telefoanele. Mi-a dat și ea locație. Mă descurc cu telefoanele astea. Doamne. Dă-i tata, dă-i. E acasă, nu e acasă, ia să vedem acum e momentul adevărului. Dacă e acasă, înseamnă că începe al treilea război mondial, cred că. Tată! Justin! Muzică tristă. Nu cred că e, mă. Ați grad de la final de live, dăm grade, guys. Nope. Mamă, la sirena asta... E incredibilă. Bă, pare să fie gol încă. Îi chemam aici? Pare să fie gol. Mamă, dar câte etaje are, frate, mă, Cavaș. Are multe, rudă tot. E ce aici? A, încă un dormitor aici. Cu bere. Și aici are direct la piscină. Acum, bă, pentru o noapte vedem noi ce se întâmplă data viitoare. Dacă ne trezim cu el peste noi, a pus-o. Da, a, stai. Hai. Nu rici, nu câștigi, vorba aia, nu? Wow. Ce faci, mă, aici? Asta e casa, am greșit eu adresa. A, bine, că le zic ăștia să vină. Mă duc să iau mașina. Să ții live-ul mult, că mâine nu mă duc la școală, sunt răcită. Ne e bun, rău de tot. Dara pa 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 dura dura. Mamă, dar să intre aia în casă înaintea mea. Hai, repede, veniți pe mine. Intrați în mașină. Nu asta, nu asta, cealaltă, cealaltă și vineți pe mine. Păi, ăla mic unde e? Unde e Petre? Unde e Petre? Petre, e după el? E cu el?
Cred că e cu BZ. Cred. Haide, mă. Să-mi spune și părerea, aveți de casă. Acu' e casa asta, Mauricea. Ai, în casă. A mea. Mă, Petre, fain. De ce mă complici tu? A mea e, mă. Aș fi zis acu' e, coaie. A mea e, mă. Ce urât vorbești. Dar de ce vorbești așa, urât? Poți să știu și eu? Cine? Tu! Ce s-a... Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Bă, ce s-a aude? Frederico? Da. Ce-am auzit? Nu știu, că eu... Asta e camera mea. Am auzit cumva că spărgeai ceva? Nu. Cum adică asta era a ta? Era a mea asta. Bine. Bă, nu era. Bă, când am vorbit eu rămâne, ce-am zis? Am zis că aș ce zis acu' e. Dar ce s-a auzit? Am auzit un ce-am spus. Hai, lasă. Ce-am zis, mă? Porosule. Uite-o mașină cu colția. Da, foarte frumoasă acasă. Scuze. N-am vrut. Bă, mă, mică, ce părere ai de casă? Mă, mie îmi place, dar unde dorm eu? Mi-aleg eu camera, da? Bă, eu am un dormitor eu cu Bibi deja stabilit. Bă, asta e al nostru. Cui e ușa asta? Asta e al nostru. Aici e baia. Ia. Scuzați-o. Doamne. Asta e dormitorul tău? Da-te, da-te, da-te. Da, e dormitorul meu ăsta. Da-te, tu. Scuze. Mi-a dat totul. Pune, pune-ți-le, pune-ți-le. Scuze, Păi frumos, mă, îmi place. Mă, ce... Bă, Frederic, unde e, mă, Frederic, că desparge toate astea? Adevărat. Unde e? I-am zis ceva, a promis ceva. A promis, da. Ce a promis? Frederic... Nu știu să mă piși. Bine. Minuna. Mă, trântești tu și le... Scrie să ești fix tine. No, Oh my god. Nu, e, mă, unde naiba asta, mă? Ce faza cu Justin, chat? Bă, hai, faceți-vă voi liniște și odihniți-vă, că... Nu, cred că... Mă, mă, s-a distrus tot. Nu, că... E grasă rău de treabă. Am, că... Cred că se preface. Nu e bine deloc. Mamă, stă mă răf... Unde-i mă ăsta de sparge totul, frate? Unde-i mă? Nu, vino-ca, cred că e aici, vino-ca. Justin te cheamă, nu? Băi... Iasus, Iasus, bă. Poți, nu, deci îmi ba piciorul, frate. Bă! Poți să știu de ce ai spart atâtea chestii? Ce am spart, mă, eu? Nu, n-ai spart nimic. Nu, cred că ai auzit tu prost, că eu n-am auzit nimic. Da. Uite, bă, tu chiar vrei să-mi bați bibețe în roate, nu vezi? Ce n-am auzit nimic? N-ai auzit nimic? Soar mea a zis bă, că n-am cum nimic. Mă, n-auzi nimic, n-ai urec să auzi, doamne, nu mai zic. Ia ai simte voi și poți la asta că auzi ceva. Cred că ai urechile tu înfundat rău. Spate în urechile. Dar râdea pe zea degeaba, mă. Băi, auzi ceva? Mă, ce? Trebuie să-ți cineva să-ți în urechile, nu știu. Ce mă, ce foame? Cata aia spart? Cred că n-am măcat azi bine. Bă, mă doare capul, bă, vă puteți să odihnim, mă, și voi? V-am adus în casa asta, astea de mișto, vă rog eu mult. Nu o spargeți nimic, aș odihniți-vă. Bă, how are you do here? Bă, nu-i spar nimic, uite-te prin toată casa să vezi. Vă rog eu mult, odihniți-vă. Hai că mă duc să mai caut să văd unde ne băgăm. Fai de capul, jăzile mele. Ia stai, mă, să văd dacă... Aaa, Timișoara, a? Mamă, ăștia chiar sunt pe bune. Rău de tot. Businessman.
Chat. Chat. Mireasă. Vreau să văd dacă găsești ceva acte de el pe aici. Dar uite, deci tu cât de ordine e la el aici, frate. Nimic am prăștea. Opa. Să moară, băieții mei. Voi vedeți câte ceasuri are, mă? Câte are, mă, pentru fiecare zi din lună? Bibi? Mămică? Ți-ai găsit o cameră? Eu... Uite aici cu văcuța, Milka. Cu văcuța dormi? Văcuța Milka. Hai mă că stai atea camere, mămică. Bine, bine. Uite mă, aici doarme Petre. Nici nu trebuie frate! Să... Ce mă? Petrișor, bă, dorm cu mine. Vă rog eu mult. Ce mă? Aici dorm. Ce mă? Nu înțeleg. Ia. Adică, ce-am făcut? N-am trolat? Da, deloc. Hai mă, n-am trolat. Bă, n-am trolat mă. Marisel? Da. Eu aleg camera asta și îl iau pe Petrișor de mână. Bine, deci tu cu Petre dormi acolo, hai. Da. Hai Petrișor. Ce mă? Hai, da. Poate l-ar un pe geam. Tu cu Bezea, Bezea, tu cu Petre, cum te dormi? Nu știu. Păi alegeți-vă cu camera, să știu și eu. Eu nu știu, ce cameră avem pe aici? Sunt trei camere aici, sunt una jos, mai e una care e a mea și a lui Bibi. Care o alegi? Bibi? Ce vrei, tataie? Vrei ce? Să dormi cu noi? Da. Dacă mai faci de astea ne spunem. Dar nu am făcut, eu sunt aici, nu vezi ce am făcut eu. Doar eu auzi sunetele alea? Unde da, e? Da, da. Da? Da. Eu n-am auzit nimic, mă, nepoate. Bă, dă-mi-ți-vă în puii mei. Bă, am tras ceva până azi, ce-am făcut, mă? Ce somn? Am tras praf, ce-am făcut, mă? Petrișor în cameră. Am băbut ceva. Hai, Petrișor în cameră să dormim. Că da. Mâine avem o zi lungă și sper să ne trezim cu Justin peste noi, că e groas. Da. Hai. Mâine am o surpriză pentru tine. Mă auzi? Ce surpriză? Mâine zic. Da, mâine? Mâine vedem. Ok. Sigur? Da, mâine. Sigur? Mâine, hai. Odihnește-te acum, da? Bine, da. Hai, te pup dulce, ceau. Ce bună. Înainte să închidem episodul, nu uitați să vă înscrieți la giveaway dacă nu ați fost pe fază, să vă înscrieți neapărat la giveaway-ul cu tastatura. Ție destul de simplu, cel mai mișto, funny moments, o să câștige tastatura, foarte simplu și poate o să facem și un loc 2 și loc 3 să câștige câte ceva. Mă mai gândesc încă la treaba asta, dar primul loc clar câștigă tastatura de la Achilles. Ok, Aludra TKL. Pentru cel mai bun funny moments găsiți pe Discord toate detaliile, aveți linkul în descriere. Bă, deci data viitoare trebuie să-i cumpărăm neapărat mașina lui Bibi de Valentine's Day. Și mai aveam ceva de făcut, dar nu mai știu ce. Găsim noi ce aveam de făcut, nu mai știu, mai aveam ceva de făcut, dar... Vedem data viitoare și cum rezolvăm cu Bezea și Frederico. Că trebuie să rezolvăm și cu Bezea și Frederico. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați acolo pe butonul de like, pentru că următorul episod se anunță să fie destul de mare circ, având în vedere că o să fie Valentine's Day, când o să fie episodul. Poate și niște personaje să revină. O să vedeți la ce mă refer când apare episodul, ok? Deci... Da, mai revin și alte personaje. Deci au venit revenitatea personaje încât să mor pe bandă rulantă. Da mă guys, eu am fost Andrei. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut dați acolo pe butonul de like și abonați-vă dacă vreți să fiți la curent când mai postăm următorul episod de Mariusel.